În numele Domnului Iisus Hristos, spre slava sa, deschidem serviciul divin în această după-amiază cu imnul 457. Vin la Iisus, azi nu întârzia. Îți mulțumim, Bunule Părinte, pentru dragostea Ta nespus de mare. Îți mulțumim, Doamne, că viețile noastre sunt scumpe în ochii Tăi. Îți mulțumim că ai îngăduit să venim în prezența Ta. Te rugăm frumos, Doamne, să ne ierți tot ce am greșit și Te rugăm frumos să vii cu Duhul Tău cel Sfânt în mijlocul nostru. Te rugăm frumos să ne ajuți să înțelegem ceea ce vrei să ne transmiți. Și, Doamne, vrem să mergem schimbați. Vrem să ne schimbi Tu inima, pentru că numai Tu poți lucrul acesta. De aceea ne predăm viețile noastre în mâinile Tale și vrem să fim ai Tăi. Te rugăm, Doamne, să lași Duhul Tău cel Sfânt și asupra vorbitorului. Vorbește Tu prin El și vrem ca să facem voia Ta până ce vei reveni și ne vei lua la norii cerului. În numele Domnului nostru Iisus Hristos ne-a rugat și îți mulțumim. Amin. Yeah.
copii, ați cântat așa de frumos și mă uit la voi și peste vreo 6-7 ani, noi cei de aici, de pe mijloc și de pe stânga, putem să stăm acasă că voi faceți o biserică întreagă. Denisa, haide-te rog, cântă și tu cu comunitatea vreo 2 sau 3 cântă. Aș vrea propuneri din sală. Propuneri din sală cu piese care se știu sau să nu fie numărul 500. Da? 468. O nouă propunere? Poftim? Să învățăm? Nu învățăm astăzi. Astăzi cântăm ceva ce știm, da? Cântăm ceva și dacă se poate și mai vesel de atât. O să învățăm cândva când o să fiu eu mai în... 842. Poftim? 842. 842. Când o dată a sus, ne-a numit, a primul și voi, și când omul va s-a dus.
Mai zicem încă o piesă? 799. Tot așa în stilul ăsta vesel. Mulțumesc copiilor că ați cântat, lui Denisa, comunității. O întrebare pentru voi. Ce vă place mai mult? Să ascultați predica sau să cântați? Spuneți cum gândiți. Voi ăștia de aici. Hai, spuneți, nu țineți cont că am pus întrebarea eu.
Spuneți așa exact cum gândiți. Ăștia de aici, trei. Spuneți-mă. E o întrebare la care nu trebuie să vă gândiți. Dar nu mă duc mai departe, n-am curajul să predic dacă nu-mi spuneți. Ai învățat și tu diplomația. Da. Ziceți, domnișoarelor. Uite, microfonul nu-i pornit. Spuneți, rândul din spate, de acolo. Poftim? Să cântăm? Și voi? Da. Sigur nu voi face pe placul vostru să cântăm până la 7, pentru că, uite, aici parcă sunt ceva mai mulți încă decât voi și poate risc să fiu certat. Dar ceea ce promit, că în această după-masă voi spune, voi citi din Scriptură, dar de fapt o să chem pe unul din voi să veniți să mă ajute aici să citesc. Voi spune lucruri care le înțelegeți și voi și este foarte important ca să țineți cont de ce voi vorbi în această după-masă, pentru că va depinde de foarte mult viața voastră. Cine vrea să citească din Scriptura mea? Băieți sau domnișoare? Cine are curajul fără să numesc? Te prinzi de gât? Haide! Nu? Vecinul de aici, de lângă tine? Da. Hai! Cei care aveți Scripturi, să-L urmăriți, că va citi din Evanghelia după Matei, capitolul 25, începând cu versetul 14 până la 30. Este vorba de pilda talanților. Te rog, de aici și până aici. Citește rar, au intrat. Atunci împărția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată ce cel primisese cei 5 talanți, s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus, de făcu o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acestora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat cei 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și i-a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-i
celui care are 10 talanți, pentru că celui care îi se va da și va avea de prisos. Dar cel la cel ce n-are, se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scâșnirea dinților. Mulțumesc! În această dupămasă voi spune câteva gânduri despre ce am vorbit nu ultima dată, ci anterior, și acel studiu a început cu întrebarea care lucruri ne plac, care lucruri le prețuim cele mai mult, care le primim de gratis sau pentru care trudim. Cred că fiecare dintre dumneavoastră, inclusiv copiii, de atunci ați făcut un exercițiu prin care să experimentați că lucrurile care le-ați primit de gratis aduc plus valoare vieții. Lucrurile pentru care trudim, ele nu aduc plus valoare vieții noastre, deși așa credem cei mai mulți și acționăm în direcția aceasta. Am privit viața ca este un dar de la Dumnezeu, am primit bunătate, am primit dragoste, am primit răbdare și așa mai departe, enumerați dumneavoastră roadele Duhului Sfânt. Dar în același timp am amintit că am primit și alte lucruri de gratis din altă sursă afară de Dumnezeu. Și în continuare la acesta am amintit, deci, lucrurile care le administrăm și lucrurile care le administrăm pot să fie binecuvântare sau blestem. Sunt binecuvântare dacă ne folosim de lucrurile primite de gratis din partea lui Dumnezeu sau pot fi blestem dacă administrăm lucrurile care le avem cu surse folosite din diavolul. În această dupămasă voi spune din pilda talanților și aș începe cu o întrebare. Încep tot de la copii. Asta cred că îmi răspundeți mai ușor. Ce vă place să aveți? Mult sau puțin? Poftim? Mult? Și voi din spate. Poftim? Ce vă place? Gândiți-vă. Vă place să aveți pantofi mulți, îmbrăcăminte multă, bani mulți? Ce vă place? Sau puțin? Aceeași întrebare pentru cei din sală. Ce vă place? Cum vă simțiți mai confortabil? Să aveți mult sau puțin? E mai ușoară decât cealaltă, că ce prețui mai mult, lucrurile de gratis sau pentru care trudim? Am învățat o lecție că de ce să... Da, întrebarea era cu totul altfel. Mult sau puțin? Poftim? Potrivit. Potrivit. Vedeți? Noi întotdeauna lucrurile care le administrăm, întotdeauna le luăm prin comparație mult sau puțin. Este singura pildă pe care Mântuitorul o spune și Evanghelistul Matei o așează această pildă între două elemente foarte importante înainte de venirea lui Iisus Hristos. Pilda celor 10 fecioare, care arată cum va fi biserica, și după aceea, imediat, spune despre judecata viitoare, în care arată criteriile după care vor fi aleși cei mântuiți. Și din cauza aceasta,
este singura pildă în care Mântuitorul Iisus Hristos spune direct despre mult sau puțin. Întrebare a doua, deși mă uit la dumneavoastră, mă uit la copii care mă bucur că mi-a spus că vreți mult, că e foarte valabilă și pentru voi această predică și pildă. Mult sau puțin? Cei care au mult, aș vrea să iau, înainte de a spune ceea ce spune Scriptura și ceea ce cred, de ce unii au mai mult și alții mai puțin. Să luăm cu care doriți să începeți. Cu cei care au mult sau puțin? Cei care au mult, de ce au? Au moștenit de la părinți? Au prins ocaziile vremurilor, a tranzacțiilor? Mai spuneți și dumneavoastră. Poftim? Muncesc mai mult? Înșală mai mult? Ziceți, zice. Poftim? Fură mai mult? Da. Măi, tică, tu ai întrebat, dar te întreb. Ai avut un solar, de ce ai făcut două? Și sunt Poftim? A, și te limitezi aici. Nu. Vedeți? Bun. Avem atâtea argumente și sunteți foarte special în această dupămasă că nu-mi spuneți. Dar sunt sigur că atâta timp petreceți și gândiți ce să faceți ca să aveți mai mult. Și eu fac așa. Și din cauza aceasta, predica care o spun, ceea ce spun, îmi spun pentru mine. Cei care au puțin, de ce au mai puțin? Luăm reversul. Nu muncesc, nu fură, nu înșală, n-au moștenit de la părinți și spuneți voi mai departe. Toate aceste lucruri sunt adevărate, dar ele au un adevăr superficial. Chiar dacă nu veți fi de acord cu ceea ce spun în această dupămasă. Sper din toată inima ca acești tineri, care și voi doriți enorm de mult ca să aveți mult, să fiți valori între oameni, să fiți valori unde la școală, dacă țineți cont de ceea ce spun în această dupămasă, veți ajunge exact acolo unde doriți. Multul și puținul în societate a făcut ca să fie această comparație și a făcut ca să fie clase de oameni bogați și săraci. Întrebare. Ați ascultat pilda aceasta? Ați citit-o? A recitit-o în această dupămasă? Când Dumnezeu a dat 5 talanți, 2 talanți și un talent. Aici nu este vorba de altceva, când discutăm de talanți, este vorba direct de ce? Când discutăm de talanți, de ce este vorba? De bani. Deci nu lasă pilda să facem o altă interpretare. Deși citit în parabolele Domnului nostru Iisus Hristos, această parabolă îi dă o interpretare dublă. Adică vorbește și de bani și vorbește și despre talanți primiți. Întrebare. Când a dat 5, 2 și 1, intenția lui Dumnezeu, a stăpânului, a fost ca să fie aceste clase de oameni bogați, săraci?
Poftim? A vrut ca unul să aibă mai mult sau mai puțin? Nu? Vedeți, dragii mei, Dumnezeu este Cel care împarte. În această pildă, primul element care trebuie să rețineți și voi copii, este că Dumnezeu împarte. Și dacă Dumnezeu împarte, tot ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că e mult sau puțin, are o explicație numai de la stăpânul încoace. Pentru că stăpânul, pe umerii fiecăruia, a pus o povoară exact atât cât o poate duce. Pe umerii fiecăruia a dat acest talent exact atâta cât poate să aducă, și anume să-l dubleze. Adică Dumnezeu a dat viața cu toate, cu tot ce întrunește această viață, cu capacitatea noastră de gândire, cu capacitatea noastră de a recrea, cu capacitatea noastră de a administra, n-a lăsat niciun om fără acest lucru. Din cauza aceasta, spune că stăpânul a dat 5, 2 și 1. Întrebare. Dacă cel cu 1 aducea și el 2, ce credeți dumneavoastră răsplata din partea stăpânului cum era? La fel ca la ceilalți. Observați această, să zicem, în mintea noastră nedreptate. Pentru că din cauza aceea, în acest domeniu, acționăm în felul acesta. Că ni se pare nedrept ca să dea 5, 2 și 1, dar Dumnezeu, cel care, dacă cel care a dus 1, a primit 1, aducea 1, primea aceeași apreciere. Rob bun și credincios intră în bucuria stăpânului tău. Acest principiu îl mai găsim și în parabola cu lucrătorii în vie. A venit unul de dimineață și că l-a s-a tocmit, a venit unul mai târziu și a venit unul în ultimul ceas. Și când se plătească, începe de la cel care a venit ultimul și a primit un leu. Și celălalt care a venit dimineață, imediat, păi eu am venit de dimineață, dacă l-a primit un leu, o socotit că el a lucrat cu 9 ore mai mult și va primi 10 lei. Și n-a ținut matematica aceasta. Vedeți, Scriptura și voința lui Dumnezeu nu este după logica noastră și după calculele noastre. Pentru că nu se primește egal, apare acest lucru care face diferențe între clasele sociale. Și de ce? Pentru că oamenii, cei care primesc mult, 5 talanți, aduc 5. Dar nu uitați, parabola nu spune, dar sunt foarte mulți dintre cei care au primit 5 talanți și 2 talanți și spun că acești 5 sau 2 talanți îi folosesc numai pentru mine. Și când spune că îi folosește numai pentru el, nu face altceva decât ce a făcut cel cu un singur talent. Și din făcând lucrul acesta, apar aceste clase sociale, bogați și săraci.
Încă un lucru pe care vreau să-l remarc, de fapt mai multe, pilda tratează lucrurile măsurabile și pipăibile. Aceste lucruri măsurabile, pipăibile, numărabile, cum le folosim? Cum le folosim? Le folosim pentru noi cu argumente comparabile sau le folosim pentru noi în scopuri egoiste sau le folosim pentru noi pentru a amplifica aceste distanțe dintre clase? Fac o paranteză și spun, ascultam la radio într-o dimineață și enorm de mult m-am bucurat. Spunea că anul trecut, la nivel de mondial, cu 300 de milioane, aproximativ, dacă mi-amintesc bine de cifră, au scăzut acei copii sau oameni care duc lipsă de mâncare. Și aprecia comentatorul că în fiecare an acest lucru este în scădere. Și spunea el că mergând într-un anumit ritm, vom ajunge la acel nivel încât populația globului nu va mai fi subnutrită sau va duce lipsă de mâncare. Este un lucru bun acesta. Asta denotă că Iisus Hristos va veni curând, pentru că ultima predică care am spus-o, spus că după înălțarea la cer, Iisus Hristos a vărsat peste pământ un har vindecător care nu-l va retrage până când va veni El. Aceste lucruri, acești talanți, când noi începem să-i măsurăm bine și să-i numărăm bine și să-i folosim cum dorim noi spre a reieși în evidență cât de important sunt eu în administrarea acestor talanți, nu face altceva decât când va veni stăpânul să nu primesc aprecierea. Chiar dacă am avut 5 talanți. Aș remarca cheia acestei parabole. Și pun întrebarea înainte de a spune eu. De ce unii au folosit 5, 2, i-au înmulțit și celălalt 1 l-a îngropat? Care a fost elementul care i-a determinat să facă tocmai așa? Poftim? Iubirea față de stăpân. Da, cei doi sunt siguri că și-au iubit stăpânul și a mai adus cu ei altceva. Poftim? Frica. Linuța spune, și într-adevăr, dacă citiți cu atenție, ce spunea cel cu un talent? Cum își cunoștea stăpânul? Poftim? Hai să citim din Scriptură. Cel ce primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus, deci am ascuns talentul în pământ. Iată ce este al tău. Cine este stăpânul în această pildă? Poftim? Domnul Iisus. Cum îl cunoștea acest om care a primit? Poftim? Aspru. E cea mai importantă învățătură din această pildă. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu
și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. În raport de cum cunoaștem pe stăpân, așa folosim talanții. Și dau un răspuns destul de logic și scripturistic la ceea ce spun. Dacă Dumnezeu a dat lui Remi Bența un talent, îl a dat pentru că el știa că pot să mai aduc unul. Dacă lui Mitache i-a dat 5, Dumnezeu știa că el poate să aducă 5. Și așa mai departe. Pentru că Dumnezeu, care ne cunoaște gândurile, ne cunoaște acțiunile noastre, încă spune psalmistul, încă înainte de a fi născut, tu mă cunoșteai. Să credeți că El pune exact aceeași povară pe mine și dă același talent exact cât pot să-l multiplic. Iar dacă eu la stăpânul meu mă raportez cum s-a raportat cel cu un talent, nu voi face nimic altceva. Mai zic câteva lucruri despre acest lucru, că e foarte important. Asta știți ce înseamnă? Încep să comentez despre mine, comparându-mă cu Dumnezeu sau poate cu alții. Și vin și spun, de ce m-ai făcut atât de mic? Dacă mă făceai cu 20 de centimetri mai înalt, puteam să fiu și eu altfel. De ce m-am născut aici? De ce nu m-am născut dincolo? De ce părinții aceștia îmi sunt aceștia? De ce frații și surorile îmi sunt aceștia? De ce nu sunt muzician și sunt constructor? De ce nu sunt arhitect și sunt... Și continuați dumneavoastră cu aceste comentarii pe care, prin cunoașterea stăpânului, cum este între stăpân și noi, care ne-a creat și care dorește să ne recreeze din nou, se face o relație în care ne descoperim exact talentul. În această relație de cunoaștere ne descoperim pe noi înșine și descoperindu-ne pe noi înșine, sigur vom descoperi și talanții care i-am primit și vom descoperi și ceea ce trebuie ca să facem cu ei. Ați văzut oameni care toată viața își schimbă meseria? Ați văzut oameni care toată viața se mută dintr-un loc în altul? Nu condamn că își schimbă meseria, nu condamn că se mută dintr-un loc în altul, ci mă întreb dacă și-au găsit rostul. Dacă și-au găsit rostul. Mai spun câteva gânduri și o să închei. Răsplata este nu după cum a făcut negoț, ci după cum a primit. După cum a făcut negoț cu ceea ce primise. Aici, iarăși, este un lucru important. Mă duc în urmă la celelalte două predici. Cu darul acesta care e vorba de bani, de lucrurile materiale, ce negoț faci cu el? Ați amintit din partea aceea că ați făcut o confuzie, că multul și puținul, multul poate fi și din furt, poate fi și din înșelăciune, este adevărat. Dar niciodată cel care a mulțit talanții prin furt și înșelăciune nu îi se va spune rob bun și credincios. De ce? Pentru că el probabil a primit unul și vrea 5 și din 5 vrea să facă 10.
și se folosește, fac o paranteză, am mai spus odată aici în comunitate, aveam un cunoscut din Bant, lucra și el și tatălui în cooperativă UJCOP și spunea la tata, atât de mult îi plac banii și pentru că am văzut că îi plac atât de mult banii, nu mă las până când nu adun atâția bani, erau cele de 100, până când nu-i fac la tata meu un costum, o haină numai din bani și îl îmbrac. Da, vedeți? Cum faci negoți cu ce primești? Faci negoți cu elemente primite din Dumnezeu sau faci negoți cu elemente primite din diavolul? Faci negoți cu talanții tăi, cu bunătate, cu răbdare, cu înfrânare, cu dragoste sau faci negoți cu ură, cu mândrie, cu înălțare de sine și așa mai departe. Și nu uitați, chiar dacă îți înmulțești lucrurile măsurabile, poți să le mulțești să nu fie nici unul mai mult decât tine. Dacă ai folosit elemente din sursă, din cel rău, vor fi blestem toată viața. Nu va fi o binecuvântare. Iar folosite cu elemente din Dumnezeu, vor fi o mare binecuvântare și nu contează dacă e mult sau puțin. Lucrul acesta este extrem de important, cum facem negoți. Și ultimul gând care vreau să-l spun, nu uitați că talanții nu sunt bunuri personale. Nu uitați că acestea sunt daruri primite din partea lui Dumnezeu pentru ca noi să lucrăm pentru slujirea unii altora, chiar dacă este vorba de bani. Chiar dacă este vorba de lucruri pipăibile și măsurabile. Acestea sunt date pentru a sluji unii altora. Pilda se încheie atât de frumos încât spune că cei care au înmulțit acest lucru, cei care au administrat acest lucru, vor primi aprecierea și vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Imediat urmează ca evanghelistul Matei să spună când va veni Fiul omului după ce îi va separa pe cei de stânga de dreapta. Poftim? După cât au avut sau cât n-au avut? Poftim? După ce au făcut. Aceste lucruri măsurabile, cuantificabile, noi le-am primit, fac o paranteză aici, mai circulă atât de des printre oameni că și satana dă bogății. Dragii mei, vreau să vă spun, satana nu dă bogății, dă numai sărăcie și continuu, satana dă numai prostie. Deși nu poate nu sunteți de acord. Tot ce derivă sărăcia, deși Dumnezeu spune că pe săracii veți avea continuu printre voi, dar nu spune că este opera lui. Opera lui Dumnezeu este exact ceea ce a spus el în această pildă. Și întreb pe copii, că cu voi am început, ați primit vreun talent? Poftim? Sau n-ați ajuns încă mari să aveți salariu, să știți cât ați primit? Sau
Încă n-aveți o meserie să știți câți bani câștigați. Sau nu v-ați gândit. Citind în parabolele Domnului nostru Iisus Hristos, cel mai mare dar care îl primește un om este viața. Pentru că voi ați cântat și pentru că voi sunteți aici, ați primit cel mai mare dar care este un talent. Și pentru că ați primit viața voi, eu și dumneavoastră, în această viață trebuie să găsim exact ceea ce vrea Dumnezeu să facem cu această viață și nu trebuie să ne îngrijorăm când va veni Iisus Hristos, că și noi vom rămâne surprinși când ne va spune: veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care a fost pregătită încă. Vreau ca dumneavoastră, copiii, eu și mulți alții să fim toți acolo. Amin.